Salut Tibi, ne aflăm la un podcast Sports Festival, sunt și eu într-o postură nouă. În primul rând, cum te simți să fii la Cluj la un festival de sport? Bun, cred că aș putea să încep prima dată cum mă simt să stau față în față cu tine. În primul rând, cred că asta e prima, primul lucru ce-l simt. E o onoare, în primul rând, asta. Și dacă ar fi să vorbesc puțin despre sport festival, cred că aici găsim tot ce înseamnă sportul până la urmă. Am venit așa din parc, am trecut un pic pe alee și am văzut despre ce este vorba. Știu și înainte de pandemie am participat odată și cred că dacă e să faci, să spui ceva despre sport festival, cred că, cred că din punctul meu de vedere, este tot ce înseamnă sport festival și mai ales că este se ține într-o într locație unde eu mi-am început, să zic așa, uh, cariera de alergător amator, să zic așa, de comisar maraton. Așa? Pentru că la un moment dat mi-a venit ideea să alerg eu din Paso Tihuța la Cluj și vroiam să fac și o competiție. Citisem eu o carte cu un tip din America care el alerga de acasă până în orășelul unde se ținea competiția și alerga și o competiție, un maraton, un semi-maraton da. sau ce era. Și mi-a venit și ideea, doar că eu locuiesc în Pasotivuța și în Bistrița nu era nicio competiție la 50 de kilometri. Și am tot venit mai departe, am ajuns la Cluj și aici să ținea Maraton Internațional. Și ați bă, ce mișto ar fi să alerg la Maraton Internațional, dar să alerg din Pasotihuța până la Cluj și Maraton Internațional. Și mă duc bine aminte, de fiecare dată când ajung la Cluj, mă duc aminte cum am ajuns atunci, după. 180 de km, am ajuns aici pe stadion. Pe stadion se începea cotură de stadion, după care plecai mai departe și la fiecare 10 km trebuia să mai vin cotură prin stadion. Deci am ceva amintire aici și a fost prima dată când am alergat-o cu o, 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 o distanță de peste 200 de kilometri, s-au adunat cumva 215 km până la urmă. I-am wow. făcut în vreo 26 de ore și am, este, a fost, să zic așa, prima mea alergare de anduranță, și de acolo mai mult sau mai puțin m-am considerat eu în sinea mea un ultra-alergător. Wow, deci prima ta alergare de enduranță a durat 26 de ore. Da. Ca să simți așa gustul. Da. Wow, mi se pare... ireal. real. Uh, vreau să te întreb în activitatea ta. Uh, când alergi, când te antrenezi, dar și când nu te antrenezi, ai o anumită rutină de dimineață cu care te simți tu bine și o rutină de seară ca să te echilibrezi, să-ți dai puterea aia pentru zi sau să, să setezi toate lucrurile? Ai, ai așa ceva? Să știi că nu am avut înainte. Când mă pregăteam pentru o competiție, cumva avem două antrenamente pe zi. Făceam o alergare dimineața și una seara, pentru că în timpul zilei trebuia să muncesc și atunci cumva îmi împărțeam. Dar în ultimii ani corpul meu a început cu puțin să scârțe, pentru că vârsta deja mă apropiu de 50 de ani, vertiginos să zic așa, și am început mai trebuie să fac partea asta de gimnastică și mie mi-a plăcut foarte mult partea asta de yoga. Și este un yoga, un exercițiu, salutul soarelui se numește, care implică toate, să-ți încălzești, așa să zic, tot corpul. Și de obicei, cam asta este rutina mai dimineață. Prima dată încep puțină gimnastică, fac salutul ăsta soarelui care ține în jur de 20 de minute, după care rutina zilnică, dar nu este în fiecare zi... În fiecare zi, la fel. De, de exemplu, atunci când nu mă antrenez pentru ceva, de exemplu, nu mă duc la alergare de dimineață, o las pe mai târziu și încep cu lucrurile care sunt uh, principale în ziua respectivă. Acum, uh, cam, câte zile, uh, cam câte zile trec pentru tine fără sport, fără alergare? Nu cred că trece nicio nu. zi. Nu. De obicei, în fiecare zi fac ceva. Dar da. asta am. Fac și alergări de 3 km, 10 km, 5 km sau merg puțin la sală, dar încerc pe cât posibil în fiecare zi să fac ceva. Este o, e este o, este o disciplină pe care ți-ai ți creat Parcă nu o... mai pot, fără, da, parcă da. nu mai pot. Dacă nu, seara când mă pun în pat, ceva s-a întâmplat, ceva nu funcționează cum vreau eu și atunci îmi lipsește foarte mult și încerc pe cât posibil în fiecare zi să, să fac ceva. Cred că între în noi toți, în cele mai dificile momente, avem tendința să abandonăm lucrurile. De ce am avea nevoie ca să facem alte alegeri? Să stăm acolo în lucru ăla care ne place, dar care, în momentele dificile, tindem să renunțăm la el. De ce, ce crezi că am avea da. toți nevoie? În... Eu, de fiecare dată, am zis bine este să nu începi să cochetezi cu abandonul, pentru că odată ce începi să cochetezi cu el, să te gândești la el, mai mult sau mai puțin la un moment dat, ai tendința de a te lăsa. Și cred că în special, în sportul ăsta de amator, zic, este foarte greu să te poți să te menții, adică să poți să faci în acea zi sau continu lucrurile astea, este destul de greu. Și atunci cred că de fiecare dată să te întorci înapoi, să vezi de ce faci asta, în primul rând, Cred că motivația principală este trebuie să-ți placă ceea ce faci, să trăiești cu, cu sufletul, să zic da. așa, lucrurile pe care faci. Și atunci cred că motivația vine de la sine. Acum da. e clar că sunt dimine sau sunt zile când te gândești așa și deja ai așa tendințe de a nu. Dar cred că fiecare dintre noi avem asta, indiferent că faci sport de amator cum fac eu sau sportul profesional pe care îl tu știi foarte bine. Și cred că... Partea asta trebuie să ne țină de fiecare dată atunci când ne gândim să ne oprim, să abandonăm. De deci ce am început să facem lucrul ăsta și uh, este important, să zic așa, să ne atingem scopurile, să ne atingem visurile și să mergem mai departe de fiecare dată. Dar cred că o rețetă eu nu am descoperit-o și cred că nu există o rețetă pentru fiecare. Da, uh, chiar citisem un articol uh, gândindu-mă la ce ai spus mai devreme, cât de important e să ieși din casă și să faci exercițiul ăla, kilometrul ăla, 3 km, 5 km să faci un antrenament, sau să, să fac un antrenament de 45 de minute, dacă, dacă e nevoie sau dacă nu simt să fac mai mult, dar să ies să-l fac, să nu renunț la la antrenament și uh, citisem un un articol care uh, articula uh, lucrul ăsta de anumiți antrenori care abordează execuția. Zic, ok, nu poți să faci tot antrenamentul ăsta, dar fă măcar aceste execuții ca tu să simți că ai venit și ți-ai făcut treaba acum. Nu ai renunțat. nu, Pentru că, cum ai spus tu, acest tendință abandonului care, dacă o faci odată, cumva rămâne acolo și poți să ai tendința să repeți lucrul ăsta și e important să faci pasul ăla, să te... Da, și eu cred că e totul mental. Da. În primul rând, cred că și sportul de performanță la un moment dat, mentalul este foarte important ca să poți să faci față. La fel este și cu partea asta de anduranță, care îmi place mie și în care am intrat eu. Și este foarte mult mental. Și mentalul trebuie să l-ai pregătit pentru asta de fiecare dată și chiar dacă ai momente mai slabe, aici trebuie lucrat de fiecare dată pe partea asta de mental. Eu am zis de fiecare dată, cumva, corpul trebuie să ajungă să fie un soldat pe care tu, efectiv, să-l comanzi, să-i dai uh, ceea ce are el nevoie și, în general, comenzile care să meargă mai departe. Adică să tu deții controlul și tu, exact. și tu, tu alegi. Exact. Tu alegi. Asta e... Tu ai avut un supererou sau ai în continuare un supererou pe care îl îl duce acolo cu tine când ai nevoie? Bun, am avut un super erou care l-am lăsat de ceva zeci de ani în urmă în spate, pentru că nu a fost un super erou dintre ăsta, din, din, să zic așa, pozitiv în viața mea. Și în ultimii ani, super eroul meu este fiul meu, cu care îmi petrec o mare parte din timpul meu liber și cred că o să rămână el până la urmă, super meu. Minunat, minunat. Uh, știu că uh, uh, activitățile voastre implică mulți voluntari și aveți o școală de uh, voluntariat și uh, uh, acest cult al voluntariatului uh, nu l-am văzut foarte dezvoltat în România, l-am văzut în alte uh, țări pe unde am călătorit, dar eu îl consider foarte important. De deci, ce așa e important acest cult al voluntariatului pentru noi, pentru fiecare dintre noi și pentru tine, copiii, să, să vadă acțiunea asta. Dar tășuleasa social cu asta a început, cel puțin fratele meu atunci când a înființat această asociație Tășuleasa social, a creat o școală de voluntariat. Acolo am adunat cumva copii din toate zonele țării unde am învățat să facă ceva, în special ne-am activat pe partea de mediu, după care să împrăște în toată țara, în toată țara și să dea mai departe ceea ce au învățat ei cu asta a început eșul social, doar că după o perioadă de timp s-a mai ramificat. A apărut eu în această asociație, a venit și partea asta de sport, am început să organizăm și competiții. Momentan avem și o Camino de Santiago în România, un fel. Noi încercăm puțin diferit de Camino de Santiago. Avem un traseu pe care îl facem de 1400 de km, care pleacă de undeva de la Putna și se termină la Drobeta, Turnul Severin. Și ce vreau să zic cu asta, în mare parte este construit cu voluntari. Și cred că partea asta de voluntariat este foarte importantă pentru că tu oferi ceva și nu cer nimic în schimb. Și asta în România nu prea există. De fiecare dată atunci când noi oferim ceva, așteptăm și ceva în schimb. Și partea de voluntariat, exact asta te învață. Oferă ceva și nu vei primi nimic în schimb în afară de partea asta sufletească. Adică să știi și tu că ai contribuit la un proiect care s-a realizat acolo în orășelul în care ești tu sau până la urmă în țara ta, dacă este pe plan național. Și cred că asta ajută foarte mult, foarte multe comunități, mai ales partea asta de comunități care sunt dezavantajate din punctul ăsta de vedere și cel puțin în ultimii, acum cu pandemia parcă s-a mai diminuat puțin parte de voluntariat, dar înainte de pandemie România avea destul de mult partea asta de voluntariat, a crescut destul de mare, sau cumva percepția față de voluntariat s-a schimbat foarte mult. Ca să-ți faci o imagine, PIB-ul din Germania, 3% din pib din Germania este adus de voluntari. De voluntari care fac ceva și nu cer nimic în schimb. Și cum am zis, partea asta ai să primești poate înzecit înapoi partea asta sufletească și să știi că și tu ai contribuit la realizarea unui proiect pe plan național, mai mult sau mai puțin, dacă ieși din sfera asta a orașului tău sau unde locuiești tu. Da. Mie mi-a plăcut uh, mereu uh, acest triunghi care se petrece când... Uh, văd acest gest de voluntariat, este voluntarul care bă, este împlinit, sufletește prin dăruirea pe care o face, este evenimentul, mediu sau persoana care primește bă, această acțiune, deci două persoane care beneficiază de această acțiune și a treia persoană cea care privește. Eu dacă privesc acest gest de voluntariat mă bucură, mă umple și pe mine sufletește și mă încurează și pe mine să, da, să fac da. și eu. Deci e un, un triunghi așa care beneficiază de acest gest de, de dăruire și uh, consider că e foarte, foarte important și uh, vă felicit pentru, pentru ce faceți. Uh, Ultima întrebare pe care o uh, care uh, uh, pe care o întâlnesc uh, foarte des în tenis și în sport este această întrebare de încredere, încredere, în sine și cum ar putea părinții să dezvolte această încredere de sine în copiii lor, de la o vârstă cât mai fragedă ca după aia ei să și urmeze pasiunea cu o altă stare, o altă plăcere, o altă, o altă pasiune decât acea de încredere și a fricii. Și cum mai cum putea să-i să sfătuiești, să ajute acestă, această dinamică? Da, bun, cred că despre educație am putea să facem zeci de minute. Da, de da. Eu cred că educația este cea mai importantă. Eu sunt exemplu cel mai bun unde m-a adus lipsa mea de educație și nu am avut niște părinți care să mă îndrume. Ba din potrivă, mi-au pus piedici și am rămas cu foarte multe traume care la un moment dat s-au văzut și cred că asta este extraordinar de important. Dacă m-punea întrebarea asta în urmă cu patru ani de zile, cred că aș fi răspuns foarte ambigu, pentru că nu aș fi știut cum să fac lucrul ăsta. Doar am ajuns să fiu tată, am văzut cum. Uh, Copilul meu crește lângă mine și cum copiază lucrurile pe care le fac eu, și cred că de acolo se pleacă până la urmă. Cred că primii ani din viață, cred că sunt cel mai important pentru educația copilului tău, indiferent dacă noi credem sau nu credem, el este mic, nu înțelege, ba, înțelege, și eu l-am văzut, au ajuns acum a trecut de patru ani, sau aproape de cinci ani de zile, și se schimbă în totalitate percepția mm -hmm. care a avut-o el până. Când era micuț. Deci copiază foarte mult asta, uh, face, încearcă să facă sport, uh, aleargă și el de fiecare dată. Adică cum ai să-l fi, să fii model? Uh, în primul rând, să fii model, dar în al doilea rând, cred că trebuie să-l ajuți. Bineînțeles că, dacă este copil, el în afară de jocuri, nu ar face nimic. Uh, cred că trebuie să-și găsească ceea ce îi place lui, dar trebuie cumva împins de la spate de fiecare dată, pentru că ei sunt la o vârstă la care nu percep foarte bine și cred că la un moment dat ar putea să-ți mulțumească foarte mult pentru ceea ce tu ai încercat și parcă l-ai împins un pic de la spate. Văd și eu cu partea asta, de exemplu, acum am duc copilul la nod și la un moment dat, de fiecare dată, atunci când plecăm de la grădiniță spre not, nu vrea și îți găsește tot felul de motive. Mă doare burtica, aia, 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 Doar că are așa, anești. când ajunge acolo și și-o luat lăbuțele și-o intrat în apă, deja e în altă lume și îi place foarte mult. Și am văzut cât este de important lucrul ăsta ca să-l împingi puțin de la spațiu. Deci, până la urmă, educația este totul, părinții, iarăși, copilul cu ce pleacă, pleacă cu ceea ce rămâne de acasă, 80% și 20% ceea ce primește din afară, adică începând de la școală și de mediul ăsta care, în care trăim. Și este cam tot educația unui copil și cred că părinții sunt cei mai buni și cei mai în a fi modelul lor. Da. De aia am zis că cred că fiecare copil, cred că modelul lui trebuie să fie părinții lui, în primul rând, și după aia să-și alte modele și să meargă mai departe. Da, e un, e un rol important pentru uh, părinte uh, să-i ajute să uh, experimenteze diferite activități, exact. să-i încurajeze, să-i susțină, să fie acolo prezenți, să fie alături și să rămână, să rămână părinți să nu în multe cazuri din sport în care părintele devine și al doilea antrenor și da. renunță la rolul de părinte și atunci lucrurile se încurcă puțin. Asta văd și aici la, la Sports Festival. Mă bucur că văd părinți care își aduc copiii să experimenteze diferite sporturi, să vadă dacă le place ceva anume. Copiii poate se agață de tenis, de fotbal, de uh, scrimă, de basket sau alte activități și au. Adică le, le oferă o platformă prin care ei pot vedea mai multe activități în același loc și uh, dacă din toată lumea care vine câțiva rămân către sport și în această educație prin sport uh, e un, un lucru uh, imens. Uh, tibii, mă bucur că am discutat aici niște, uh, m-am articulat niște puncte uh, foarte importante uh, și pentru mine și pentru cei care ne, ne ascultă și uh, îți urez uh, succes în, uh, în activitate și uh, îmi doresc mult să fiu acolo la inaugurarea uh, traseului care se va întâmpla pe 10 septembrie. Pe 10 septembrie. Pe 10 septembrie. Îți da, mulțumesc mult foarte mult și la fel îți urez uh, mult succes în uh, noul tău drum, pentru că deja pentru tine este un nou drum și cred că foarte mult au de învățat foarte mult de la tine. Mulțumesc. Mulțumesc.